Ion Samoilă, secretarul executiv al PSD Călăraș, a declarat în cadrul unei conferințe de presă că primarii din cadrul formațiunii politice sunt foarte nemulțumiți de rectificarea bugetară făcută de guvern în urmă câteva zile. Acest guvern, Orban, a înțeles că din bugetul statului poate să dea mită electorală înaintea acestei, în timpul acestei campanii electorale și înaintea alegerilor. Avem situații foarte, foarte clare unde comunități întregi, doar pentru faptul că sunt conduse de primari PSD, nu li s-au alocat sume. În schimb, sunt primari PSD care au fost racolați de către guvernul PNL, care au primit la această rectificare sume foarte, foarte mari. Avem cazuri concrete la Giurgiu, unde a fost un număr mai mare de primari care au fost convinși să treacă cu, nu știu, promisiuni din partea guvernului, să treacă în barca PNL, dar trebuie să trecem la cazul concret al județului Călăraș, care a primit la această rectificare, care trebuia să fie o rectificare care să rezolve anumite probleme, de fapt n-a făcut decât să aloce sume către comunele PNL și au aruncat așa către un posfai și către comunele PSD. O să vă pun la dispoziție anexa de la hotărâre. Este foarte, foarte clar, reiese de aici, în afară de municipiul Călăraș, care avea nevoie în această campanie de foarte, foarte mulți bani să-și rezolve problemele, fiind într-o cădere lideră, după părerea noastră, a primit suma de 50 de miliarde vechi. În rest, comunele unde a fost PNL au primit 580-650, iar comunele PSD 200-250. Este clar, din punctul nostru de vedere, că sunt alocări politice, dar nicio legătură cu așa rectificare bugetară privind, eu știu, rezolvarea unor probleme, nu s-a făcut în niciun fel o echilibrare a bugetelor. Avem o situație deosebită la nivel național, ceea ce se întâmplă și în județul Călăraș, cu banii pentru Direcția de Protecție a Copilului. Sumele alocate de la buget la începutul anului au fost insuficiente date de guvernul PNL. Noi am avut, să zic așa, la început, alocate în jur de 40% față de necesarul pentru întreg anul. Am făcut, la nivelul Consiliului Județean, pentru o rectificare în luna martie sau mai, dacă mi-aduc bine minte, și am luat din trimestrul 3 și 4 pentru a putea funcționa la capacitate cu Direcția de Protecție a Copilului și alte drepturi, care, în mod normal, știți foarte bine că aceste sume trebuie să vină la bugetul de stat. Protecția copilului, persoanele cu handicap, sunt în întreținerea statului și trebuie să ne asigure sumele. Am tot așteptat rectificarea de buget, rectificare care, de fapt, constatăm la acest moment că este făcută și împărțiți banii doar pe criterii politice. Astăzi constatăm că prefectul județului, care ieri alaltă ieri era dispus să rezolve problema de la Direcția Protecției Copilului, astăzi a atacat hotărârea de Consiliu și vine, așa cum stabilisem, nu ne mai putem întâlni în ședința de Consiliu pentru că a fost atacată în instanță. Încă o dată dau dovadă că nu interesează cei 800 de oameni de la Direcția de Protecție a Copilului, ci vor doar să rămână ancorați și vor să intre în aceste alegeri cu un președinte nelegitim. De fapt, chiar dacă, să spunem, o să găsim o soluție să ne întâlnim în o ședință ordinară, să aprobăm chestiunile astea, problemele de la Direcția de Protecție a Copilului rămân, pentru că noi, hai să zicem că acum, vedem de unde putem să mai tăiem de la investiții. Dar banii pe 4 luni de zile, care ar trebui să-i dea guvernul, nu-i avem ca sursă pentru
funcționarea subordonatelor, da? În speță, direcția de protecție a copilului.